La Sibiu, campania națională Europa Casa Noastră s-a desfășurat la liceul Onisifor Ghibu. Ce mai face acest program, acest concurs, vă determină să gândiți proiecte prin care să implicați și alți oameni. Vor fi echipe formate din 4 persoane, dar echipele respective trebuie să aibă capacitatea să mobilizeze și alți oameni în comunitate. Practic, veți face foarte multe relații și foarte, foarte multe cunoștințe prin această experiență și prin acest proiect. Tinerii au aflat detalii despre concursul care le poate aduce premii substanțiale. Va exista o etapă locală în care vor fi selecționate 8 echipe. Cele 8 echipe vor merge apoi la București, în etapa națională, unde vor trebui să-și prezinte proiectele în fața unui juriu. Elevii au identificat și câteva probleme de care s-au lovit în comunitate și sunt convinși că prin implicare acestea ar putea fi rezolvate. Ce probleme credeți că există în comunitatea în care trăiți voi acum? Mai bine ce nu există. Drogurile? Nu sunt suficiente piste de bicicliști, am înțeles. Foarte bine. Campania este inițiată de Comisia Europeană în România și se desfășoară pe parcursul întregului an.